Să mergem la prietenul meu, corespondentul Jean de la Craiova, pentru că după ce ne-a arătat cum se distrează pe iahturi, ca miliardarii, și cu miliardarii se distrează cerând dedicații de la Jean fără, de la Craiova, fără număr, fără număr, fără număr, ei bine, prietenul Jean continuă să ne relateze aventurile lui de peste ocean. De data asta, corespondentul meu special ne transmite salutări și ne arată că dacă sunt în gașcă românii, se simt bine oriunde, de la Craiova până la Miami. Priviți! Jeane, ai legătura! Aventurile lui Jean de la Craiova pe tărâmul american continuă. Pentru că avea câteva zile libere până la următorul concert, Jean a ieșit la plimbare prin Miami și a ținut neapărat să ajungă la casa de vacanță a creatorului Versace. Suntem în Miami Beach, am o întâlnire de afaceri cu Donatella, sora celebrului reposatului Gianni Versace, o întâlnire de afaceri fashion. Am tocmai comandat un costum pentru Cătălin Măruță. Mă uit la ceas și văd că Donatella n-a venit. Deci, așa e cu moda asta. Trebuie să aștept, mai apare un tiv, o mânică lungă, un crag mai scurt. Bine că să iasă costumul ăsta. Cred că a venit o fia, mă duc să o întreb. Nu știu pe ce limbă, că nu altă limbă decât asta cu măsline, nu știu. Să-i vorbesc în ebraică, în, nu știu, găsesc o limbă. Cred că ea e, după bidoane, cred că a căzut pe scări asta. Cum să o întreb? Lady, n-am nici cravată ca să mă dau important, dar e bine că așa vine un fashion. Știu, vă uitați la asta. Ha, e sorme. Donatella. După vizita la casa de pe plaja lui Versace, Jean a ajuns într-un magazin unde a învățat câteva trucuri cu cărți. Mândru de pasiunea lui proaspăt descoperită, el a ținut neapărat să-i arate lui Măruță cum se face spectacol. Învață-mă cu asta ca să fac bani, în caz dacă nu mai cânt, să mă apuc de nebunie. Bă, lăsă, dracu! Trebuie să ai chestia instalată pe tine. Să înveți nebunia asta să facă asta acum, ia! Ia, 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 aici. Aici, să te văd eu aici, aici, ia. Deci, fii atent cum îți fură portofelul ăsta, ia. Fii atent, look, levitez. Look. Da? Vrei să iei una de asta? How much is that? 30. Așa în Hariu. Dacă vrei să cumperi, el se instalează deja pe tine și îți arată cum poți să o folosești după aceea. Da? E o chestie care o instalezi pe tine. Vreau să nu aflați magia. Stop. Că vreau să vă impresionez la București. Jean Magicianul. Secret. Secret. Pro TV. Secret. Asta e dracu pe pământ. Stăpânind arta iluzionismului ca un maestru, Jean s-a declarat mulțumit, așa că a luat la pas străzile din Miami și împreună cu colegii de turneu a plănuit o plimbare cu iahtul până în insula Bahamas. Da, așa, frate! Știi că e așa, frate! Nu mișca, frate! Vreau să mergem undeva pe o insulă frumoasă. În pentru Bahamas. Că... În Bahamas? În Bahamas, păi, ne duci în Bahamas? La crocodil? La crocodil, în Bahamas, așa este. Lui Jean e frică de crocodil. N-ai văzut da, așa ceva. Da, limbajul nostru este o șopârla mai baro. O șopârla mai baro. Nu, le spun doar așa. Vă mănâncă Jean. Vă mănâncă Jean. Oricum îi duc Lumăruță. Băi, mi-a dat mexicanul la un crocodil să ți-l aduc. Acum, în avion, cred că mă lup cu el. E sau... bun la proțap. Mă duc să-mi iau iahtul să mă plimb, că... Să lasă seară, să mănânc eu crocodil. Ce? Du-te bă aici că nu mănânc eu crocodil. Ăsta... Știi cine mănâncă crocodil? Ce? Happy Hour Măruță. Aha. TV Pro TV. Pro, oh. Pro TV Romania. Romania. Ciao Pro TV. Ciao Pro TV. Ciao Pro TV Măruță. Welcome to Miami. Îmi dă un crocodil să-ți aduc să ți-l pun pe grătar. Welcome to Miami. My friend. Thank you, bro. Ce, filmați Adidas ăștia? E ultima fiță de aici din America. Aici totdeauna se poartă cu 2-3 numere mai mari, adică să las loc de bună ziua puțin. Din Miami pentru Happy Hour, Jean de la Craiova.